Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit sau regăsit la un nou video la mine pe canal. Astăzi desfacem un nou calendar advent, după cum ați văzut și în titlu. Astăzi o să desfacem un calendar de la The Body Shop. Eu am foarte multe chestii de la The Body Shop. De fapt, nu am foarte multe, am avut foarte multe chestii de la The Body Shop. Mi-au plăcut majoritatea, am fost foarte încântată de ele și ei anul acesta au lansat 3 calendare, iar eu acum îl voi desface pe acesta pe care l-am și rupt. Au un model așa super drăguț, eu l-am rupt din greșeală. Nu mi-am dat seama că se reliefează așa, nu știu cum. Da, deșteaptă de mine, l-am rupt, trebuia să vină cu totul, dar în fine, ce e mai important e să vedem care sunt ce ascunde înăuntru. Nu avem un calendar de 24-25 de zile, ci avem un calendar de doar 12 zile aici. Calendarul nu a fost scump, a fost în jur de 55 de lire, ceva de genul, nu mai știu exact, dar nu știu ce se află înăuntru, nu m-am uitat, nici nu am avut curiozitatea. L-am cumpărat acum ceva vreme și am stat, cum spune prietena mea Diana Andronic, am stat cu dușmanul în casă de atunci, iar acum m-am gândit să încep să vedem despre ce este vorba. Ah, rectific, băi, deci eu am... Este un calendar de 25 pentru că avem prima dată așa, deci așa arată, iar de dedesubt, când vom scoate ce este în față, în spate avem următoarele zile până la data de 24. Așa că zic, haide să-i dăm drumul la... Wow, ce drăguț! Pe fiecare... Pe fiecare cutiuță avem câte un mesaj. Nu o să stau acum să le citesc pe toate pentru că o să-mi ia ages să fac chestia asta, dar întotdeauna am remarcat de anul trecut de la Diana Andronic, mi se pare că am mai văzut la ea când a deschis un calendar advent de la The Body Shop, am văzut că și a remarcat că sunt foarte multe mesaje drăguțe scrise pe cutie și asta observ și eu. Da, aici spune așa că de acest Crăciun ne celebrăm oamenii care le pasă de, cărora le pasă de cei din jurul lor. Deci, da, foarte, foarte drăguț mesajul și presupun că așa va fi pe fiecare. Și haideți să vedem ce avem aici. Avem o cremă de mâini cu căpșuni. Cam așa arată. Așa, ia să vedem și cum miroase. Ce frumos miroase, este atât de dulce. Îmi place crema asta. Da, e drăguță, e drăgu. Ia să vedem la numărul 2. Hai că și aici am probleme cu scosul cutiilor. La numărul 2. Uite ce ne îndeamnă să ne unim cu vecinii noștri și să stăm împreună, să decorăm bradul de Crăciun pe stradă sau pe road or street, pe stradă. Foarte drăguț. Aici avem un shower gel cu British Rose. Asta este... Oh, miroase bine tare. Oh, zici că e dulceață. Avem un shower gel de 60 de mililitri. Cam așa arată. Miroase superb. Miroase fix a dulceață de trandafir. Mie îmi place foarte tare mirosul de dulceață de trandafir. Așa. Mai departe. Ia asta că m-am gândit eu să le pun înapoi în cutii. Pentru a nu face mare dezastru în urma mea. 2. Ia să vedem la 3. Ce avem la 3? Mor de curiozitate să văd și care sunt
mesajele, ci că să scriem 5 notițe cu complimente random și să le lăsăm în locuri neașteptate, cum ar fi într-un tren sau într-o stație de autobuz sau pe biroul unui coleg, doar pentru a împărtăși puțină dragoste. Foarte drăguț. Așa, la numărul 3 avem un bath bubble cu grapefruit, care arată așa și miroase foarte bine. Oh, ce drăguț e! Îmi place calendarul ăsta. Nu mă așteptam să am vreo dezamăgire de la ei. 4. 4 este o chestie măricică. Arată cam așa. Bineînțeles că avem și mesajele. Aici ne îndeamnă să facem cina cuiva pentru o săptămână. Nici chiar așa buni. Ce avem aici? Avem Băi, ce frumos miroase. O chestie din acela, un burețel de spălat. Un burețel de corp. Din pânză văd că este. Îmi place ideea. La numărul 5, numărul 5 pare foarte british așa, avem o cabină telefonică desenată pe partea din față și ia să vedem, să ne îndeamnă să dăm mesaje către 5 persoane din adresa noastră, din contactele noastre și să le spunem că sunt minunați. Și gata, nu mai citesc pentru că chiar o să-mi ia ages să fac chestia asta. Oh, yes, yes, yes! Eu l-am mai avut, este un body butter cu mango de la The Body Shop. Este demențial, deci miroase super, super, super bine. Oh, da. Este într-o variantă mini ce am eu aici, 50 de grame. Oh, cum miroase. Aoleu, cât de tare îmi place. V-am spus că l-am mai avut într-o variantă mai mare și l-am folosit la maximum. 6. Aici ne îndeamnă să facem să gătim împreună cu prietenii noștri. Ia să vedem ce avem aici. Avem un șampon cu banană. Eu nu prea mă împac bine cu șamponul cu banană. Am mai avut, mi se pare că tot de la The Body Shop și nu mi-a făcut bine deloc. Da, miroase foarte tare a banana, dar cred că de la The Body Shop am avut și nu m-am împăcat bine deloc cu el. Să vedem, să vedem cum este acesta. Hai să vedem la numărul 7. Care ne îndeamnă aici să curățăm gunoiul de la vecinii noștri. Și aici avem așa, avem un lip balm cu flavor, dar nu spune ce flavor. Ah, watermelon. Pepene. Oh! Oh, ce mișto miroase, vine să mănânc, vine să-l mănânc, vine să-l mănânc. Așa arată. Eu am mai avut, bineînțeles, de la ei și am fost foarte, foarte încântată de lip balm de la ei. Mi se pare că face o treabă super bună. Bun, ce am avut aici? Aici am avut numărul 7. Haideți să mergem la numărul 8, să vedem ce avem la numărul 8 aici. La numărul 8 avem un shower gel cu pink grapefruit. Deja simt cum miroase și îmi place maxim cum miroase. Oh, foarte, foarte tare, îmi place mult mirosul. Îmi plac și gelurile de duș de la ei, mi se pare că sunt niște geluri care au o textură foarte ușoară și foarte cremoasă și în care își menține mirosul. Numărul 9. Numărul 9, ce ascunde aici? Să vedem, bă, era star pe creme de mâini. Da, uite, hand cream cu lapte de migdale și cu honey, cu miere. Ia să văd cum miroase. Oh, ce mișto miroase asta. Oh. Și textura intră foarte, foarte bine în piele. Are o textură foarte soft, așa, îmi place. Știam că nu vă vor dezamăgi cei de la The Body Shop. Bun, numărul 10. Ce se ascunde la numărul 10?
La numărul 10 avem un shower cream cu coconut. Da, miroase superb, superb. E în variantă de 60 de mililitri. Așa arată. Deci vă recomand din tot sufletul, dacă aveți vreun body shop pe lângă voi, să vă cumpărați gelurile de duș. Nu gelurile de duș, body butter-urile. Deci sunt foarte, foarte bune. La numărul 11. Ia să vedem ce se ascunde la numărul 11. Avem un facial, skin clearing facial wash. Adică avem un gel pentru curățarea tenului cu tea tree. Oh, alea, doamne, cum miroase. Miroase a urină. Da, așa miroase. Nu, asta cred că nu-l voi folosi niciodată, deci nu. Unfortunately, it's not for me. Nu, pentru mine contează foarte mult să și miroase ok, că dacă nu miroase ok, nu-l pot folosi. La numărul 12 este destul de mare, dar este foarte ușor. Ia să vedem ce se ascunde aici. Avem o mască de față cu tip șervețel cu vitamina C. Nu am încercat niciodată măștile de față de la ei. Nu știu cum sunt. Cred că Mihaela Șerbănescu le încearcă destul de des. Diana. Te-am văzut eu la ele pe canal. Și am ajuns și în partea de jos, unde se ascund celelalte. Haideți să mergem la numărul 13. Numărul 13 este micut și el. Ia să vedem ce avem aici. Avem un ambalaj, un bath bubble cu coconut. Drăguțică. Doar că eu nu fac baie în cadă pentru că nu am timp, fac dușuri. Dar pentru că am aceste bubble bath-uri, bubble freeze-uri și așa mai departe, trebuie să stau să le consum și bineînțeles că voi face 13-14. 14 arată cam așa și haideți să vedem ce se ascunde înăuntru. Wow, avem un full size, avem un săpun cu aromă de cocos. Oh, ce bine miroase! Cam așa arată un săpun cu cocos. Este de 100 de grame cu ulei de cocos din Polinezia. Da, da, îmi place asta, arată bine, miroase bine de fapt și sper că o să facă și o treabă bună. Bun, 15, ia să vedem ce avem la 15, pare a fi tot așa o cremă de mâini după dimensiune. Ia să vedem ce avem la 15, avem un shower gel cu strawberry, arată așa. Da, miroase bine, miroase a căpșuni, dar mi se pare că miroase puțin plastificat, așa. 15, 16. La numărul 16 avem o cutiuță care la fel adăpostește un conditioner de banana. Din păcate nu... miroase bine. Sper să nu fie de la The Body Shop ce am avut eu cu banana, dar cred că 80% de la The Body Shop a fost care eu. Nu m-am împăcat, de fapt, scalpul meu nu s-a împăcat pentru că îmi plăcea cum mirosea, dar, nu știu, lăsa părul foarte gras și mi-a făcut și foarte multă mătreață și am zis că, hei, Jose, așa ceva nu se poate. Mai departe, numărul 17 este o cutiuță mai micuță. Și zice așa, știți vreun vecin care își petrece Crăciunul singur? Du-te pe stradă unde stă vecinul și încep să cânt colinde. Bun, aici avem un bath bubble cu moringa. Oh, ce bine miroase! Cam așa arată.
Da, miroase foarte bine. Foarte, foarte bine miroase, îmi place. Bun, mai departe, la numărul 18. Ia să vedem ce avem la numărul 18. Pare foarte ușor. Și aici te întreabă ceva. Te-a inspirat vreodată vreo profesoară, vreun coleg sau vreun prieten? Poți să le spui cât de mare au fost, poți să le spui că au făcut o diferență și cât în viața ta și să le spui cât de mult îi apreciezi. Foarte drăguț. Aici avem, ce s-a seama? Sunt două agrafe, Doamne, Maica Domnului. Spread love și share love. Mi se par total nepotrivite în acest calendar advent, adică nu le găsesc rostul. Deci ai pune două agrafe într-un calendar advent? Da, mă rog, într-un calendar în care tu te aștepți să găsești creme, loțiuni și așa mai departe, să găsești două din astea, mi se pare... Da, în fine. La numărul 19 pare puțin mai mare. Ia să vedem și mesajul. Spune așa, ai foarte multe, ți se pare că ai multe haine în cifonierul tău. De ce nu le dai la o persoană care nu are adăpost sau la un adăpost public? Foarte drăguț. Aici avem un ulei de corp, sper eu. Este un body scrub. Cu trandafir, vai, ce mișto miroase. Cam așa arată înăuntru și nu vă rog să vă imaginați cum miroase. Și așa arată și capacul. Deci miroase, puai, super, super, mă vine să-l mănânc. Da. Acesta este numărul 19 și haide să mergem mai departe, că mai avem încă 5 cutiuțe. Numărul 20. Așa arată și haide să vedem ce avem aici. Avem o cremă de mâini cu pink grapefruit. Cam așa arată și aceasta. Cred că au niște dimensiuni potrivite aceste creme de mâini, v-am mai spus și mai devreme, dacă vrei să le iei la muncă, să ai una într-o geantă, una într-o geantă. Mi se par super, super drăguțe. Oh, ce bine miroase, dacă, oho, foarte, foarte, foarte bine miroase. Și intră în piele foarte repede, nu lasă mâinile grase, da, îmi plac cremele astea. Mai departe, ce avem mai departe? Ce carte ți-a schimbat viața? Schimbă și de viața altcuiva lăsându-i o carte, lăsându-i o copie a cărții care ți-a schimbat ție viața. Deci, da. Bine, acum dacă o carte mi-a schimbat mie viața, asta nu înseamnă că ți-o schimbă și ție, sau... Dar totuși este un îndemn drăguț. Avem aici un shower cream cu almond milk și honey, care l-am văzut și mai devreme, dar acela a fost gel de duș care mi-a plăcut. Și asta miroase superb, deci miroase foarte bine, tot la fel 60 de ml, cam așa arată și... ambalajul. Drăguț. Drăguț, drăguț. Bun, acesta a fost... Mai mereu uit numerele, 21. Hai să vedem la numărul 22, că avem o cutiuță mai mare, dar este foarte ușoară. Ia să vedem ce avem aici. La fel, avem o... mască de față tip șervețel cu vitamina E. Da. Nu am folosit niciodată de la ei. 100% vegetarian cu vitamina E, vitamina C. Iar după aceea ne îndeamnă să folosim o cremă cu hidratantă de la The Body Shop cu vitamina C. O avem în calendar sau nu avem?
Să sperăm că da, ca să facem tacâmul complet. Bun, aceasta a fost numărul 22. Ia să mergem noi mai departe, mai avem încă două și am terminat și cu acest calendar advent. La numărul 23 ne întreabă așa, care este filmul vostru preferat de Crăciun? Invită un prieten la tine pentru a împărți aceste momente magice. Ce avem aici? Ce avem aici? Avem un shower gel cu mango. Toate sunt travel size, la fel 60 de mililitri, așa arată ambalajul. Și da, miroase foarte bine, foarte, foarte, foarte bine. Așa, și mai departe o ultimă chestie din acest calendar advent. Ia să vedem și ce mesaj avem aici. Petreci foarte mult timp pe telefonul tău mobil, de ce nu te dai offline pentru o zi și să petreci acel timp cu prietenii și familia? Asta cred că ar trebui să facem cam în fiecare zi. Și ia să vedem ce avem aici. Avem un body bottle cu un deșea în variantă mai mare de 50 de mililitri. Vai, cât de bine miroase! Așa arată înăuntru, așa arată capacul. Deci, miroase de vis. Vai, cât de mult îmi place cum miroase. Da, bun. Acesta a fost calendarul advent de la The Body Shop, unul din ele. Nu știu dacă voi mai cumpăra și pe celelalte, pentru că deja am foarte multe calendare și nici nu știu ce voi face cu atâtea lucruri. Probabil vom face un giveaway, cine știe. Da, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din nou că ați fost alături de mine. Dacă vă place ceea ce fac, nu ezitați să mă ajutați cu un like sau cu o distribuire și cu o abonare. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de mine. Ne vedem data viitoare la un nou clip aici, la mine, pe canal. Până atunci, aveți grijă de voi! Mua!